Haideți să mergem și la Daniel Șendre, care înțeleg că este în direct cu noi, să povestim puțin despre meciul de aseară dintre Dinamo și Oțelul și bineînțeles despre aceste ultime două partide foarte reușite și în clasament pentru Dinamo. Daniel, te salutăm! Salut Cristi, salut tuturor! Salut. 2-0 la Farul, 3-1 cu Oțelul, deja altfel arată viața în alb și roșu. Sigur că da, cu speranță, bineînțeles, speranță dată și de rezultate, pentru că asta e lipsa lui Dinamo, punctele, speranță dată și de joc. Un joc consistent, un joc care convinge, un joc care, așa cum spuneam, dă încredere pentru viitor. Viitor care înseamnă, viitor apropiat care înseamnă meci la Cluj cu CFR-ul, cu Adi Mutu, cu o echipă care a câștigat la FCU Craiova, cred că e un meci dificil. Cu siguranță este un meci dificil. Cu siguranță este vorbind despre o echipă care se bate la titlu. E evident că nu a renunțat la acest gând, deși diferența față de FCSB este considerabilă. Este un meci acasă pentru ei. Dinamo însă este Dinamo. Asta nu este un clișeu. Am văzut în ultimele patru meciuri, ca să zic așa. Psihicul știm cu toții că face minuni, poate face minuni inclusiv la Cluj. Eu sunt convins că vom avea parte de un meci foarte aprig, un meci disputat. Dinamo merge acolo să ia punct sau puncte și sunt convins că va și reuși. Povestește-ne puțin de meciul de aseară cu Oțelul, ce ți-a plăcut ție, ce ai remarcat, ce ai văzut la Dinamo care ți-a dat și ți-a crescut speranța, lăsând deoparte rezultatul și punctele, care până la urmă punctele contează în acest moment. A fost un meci exact așa cum am scris în Fanatic miercurea trecută. Măcel lângă Mănăstirea Cașin, nu? Exact, Cristi. Exact măcel a fost. Adică în prima repriză a fost o luptă crâncenă, o luptă pe care Kopitch și Dinamo au câștigat-o la mijlocul terenului. Un Dinamo care a frustrat în permanență Oțelul lui Dorinel, care i-au creat frustrarea aceea, inclusiv neamțului pe bancă. Inclusiv numărul faulturilor vorbește și întărește ceea ce spun eu acum. Oțelul a comis dublu faulturilor comise de Dinamo. Vorbim despre 26 Oțelul și doar 12 Dinamo. Este absolut uimitor cum Kopitch a reușit să-și impună sistemul de joc la care nu a renunțat de când a venit. Acest 3-4-3 pe care îl joacă. E uimitor pentru că vorbim despre jucători nou veniți, dar pe care însă Kopitch i-a făcut să înțeleagă ce vrea de la ei. Este un sistem de joc riscant, în care dacă jucătorii sunt statici pe faza defensivă, poți avea probleme mari. Este un sistem de antrenor în care antrenorul trebuie să-i facă să înțeleagă pe jucători foarte bine, în funcție de fiecare adversar, ceea ce trebuie să facă individual și ceea ce trebuie să facă liniile. Ne-a plăcut tuturor meciul ăsta. Este o confirmare a jocului bun și a ceea ce Kopitch reușește să facă de când a venit la Dinamo. Cred că nimeni nu este supărat după meciul de aseară. Ba mai mult, fanii sunt fericiți și au motive. Am spus și câteva, dincolo de rezultat și de jocul ăsta frumos pe care l-am avut aseară. Da, e posibil... În care nu s-a pus nicio secundă problema învingătoare. Decât probabil la penaltiul care l-a primit Oțelul, s-a făcut 1-1. A fost o, să spun așa, o perioadă de 10 minute în care s-a căutat golul care să facă diferența și a venit la acest Gnaure care, părerea mea, a făcut un meci foarte, foarte bun, deși, cum și tu ai remarcat la început, nu ne-a prea plăcut la primul meci. Sigur că da. Eu mă bucur că a fost vorba doar despre faptul că nu era pregătit din punct de vedere fizic. A lăsat o impresie foarte proastă cei care simpatizează Dinamo, chiar ne-am speriat. El părea că înoată pe teren la primul lui meci pentru Dinamo și că se frânge în momentul în care încerca să dea o pas. S-a pus pe picioare din punct de vedere fizic. Creierul, evident, că îi se oxigenează mai bine în timpul meciului, are claritate,
recuperează, presează, atacă, este acolo unde trebuie. Este un real câștig pentru Dinamo. Da, probabil că se va redesena și linia de 3, linia defensivă, odată cu intrarea lui Edgar Ie, care a fost și aseară la meci, a fost și aseară, a fost aseară la meci după ce a fost prezentat. Mă gândesc că va ieși Patrick de acolo și Dinamo va arăta altfel cu Velkovski, cu Ie și cu Homau. Aceasta este în acest moment linia de 3 pe care o gândește Ce Kopić. motiv s-a scos pe Patrick? Că e român. Da, vorba lui Vidi, că Apropo e de român, român. da. Că e român, ce vrei, să fie Și nouă. Patrick n-ai ce să-i reproșezi. Eu unul, deși mă uitam și la meciul din tur, Eu mă așa uitam mă pe gândesc acum, nu echipe, știu. Patrick e dintre puținii E capitanul lui supraviețuitori Dinamo. a lui Se va muta Dinamo. și banderola dacă iese Patrick. Aici. Tu Nu ce cred crezi, că ai motive să-l scoți pe Daniel? Patrick. E în locul cui va intra? Că de intra va intra, clar. Nu știu unul cu cui va intra. Eu am fost atent la ceea ce a spus Kopić. La Dinamo nu vin titulari, la Dinamo el are nevoie de concurență pe posturi și cei care vin și toți cei care sunt în lot trebuie să lupte, să crească în joc și să-și merite locul de titular. Nu l-am văzut, recunosc, pe Edgar jucând, însă are un CV care arată foarte bine. El nu este pregătit pentru că nu a evoluat de ceva timp, însă evident că va fi o luptă pentru titularizare, inclusiv pentru el, plus pentru Patrick, cum zice Robert, să rămână în echipă, dacă vrea să rămână. Da, un alt jucător care ție îți place și care a avut o prestație bună aseară, spre foarte bună, este Denis Politic. A făcut remeneu în această dimineață, are doar o mică leziune. În caz că nu va fi ok pentru deplasarea de la Cluj cu CFR, ce povesteam și cu Robe și cu invitații mei, va juca 100% marți cu Hermannstadt, pentru că urmează etapă intermediară. Dinamo joacă următoarea rundă acasă cu Hermannstadt marțea viitoare. Denis Politic, un jucător pe gustul dinamoviștilor. Sigur că da, Acum, un acum, mare. acum, Ac scuză-mă, scuză-mă că te întrerup. Acum, pentru că eu nu am înțeles niciodată, eu mă uit la meciurile lui Dinamo, mă uit la fotbal în general, dar mă uit la meciurile lui Dinamo. Eu n-am înțeles de ce jucătorul ăsta n-a jucat mai mult. Are ceva care îl transformă într-un jucător rar, un jucător care poate face diferența și cred că nu-i supăr pe suporterii dinamoviști dacă spun că politici, în momentul de față, nu în momentul de când a venit, este un pic peste nivelul lui Dinamo. El are nevoie de o echipă cum a avut aseară, ca să poată să iasă în evidență. Nu poate să-ți iasă jucătorul ăsta în evidență când tu te chinuiai cu toate echipele, indiferent de locul care îl ocupa un clasament. Și nu, pentru mine a fost o surpriză după primele meciuri cum de jucătorul ăsta a dispărut din primul 11. Te rog, Daniel. Așa este. El a dispărut nu doar din primul 11, el a dispărut practic din joc. El a venit la Dinamo și a convins, ne-a arătat tuturor că este un jucător exact așa cum spuneai tu, peste media lui Dinamo, undeva sus acolo în media Superligii. Eu cred că e un Însă jucător cumva. și cred că nu mă contrazici, cred că e un jucător cum l-am văzut aseară, care poate juca la primele 6 în Super League. Sigur că da, eu cred că dacă continuă evoluțiile bune, este un jucător pe care chiar Iordănescu îl poate lua în calcul pentru Euro. Mi-aș dori foarte, foarte mult să vedem un jucător la Dinamo, de la Dinamo, un Dinamo într-o continuă criză în ultimii ani, oferind un jucător pentru național. Fără politică la echipa Cumva îmi pare națională. rău. Deci fără politică Cumva la echipa națională, Daniel. Bună gluma, Vivi. E o glumă, sper să fie doar o glumă. E Sunt o convins glumă. că și ție O glumă. îți place De Denis cum joacă. politic, la începutul, atunci când Dinamo mai câștiga cât un punct, era jucătorul care mai marca cât un gol, care făcea cât o fază. Nu? El a Politic făcut faza mi-a primei părut. victorii a lui Pentru Dinamo de că, la revenire, la meciul cu așa cum Botoșani, spunem care noi pleacă. de Kopić, care școala antrenorului la zi, așa și Politic are școala fotbalistului la zi. Deci a făcut academie, Absolut este.
A făcut. Da, este genul de jucător care chiar atrage jucător la, chiar atrage spectator la, la stadion, pentru că așa cum spunea fostul lui antrenor de la Bolton Wanderers, el este predispus la execuții spectaculoase. Și exact așa, uitați-vă, el dead în prima, el încearcă un forfecă, un voleu, șutează la poartă atunci când te aștepți mai puțin, are o forță de pătrundere extraordinară, este un câștig pentru Dinamo. El este și foarte tânăr, foarte tânăr, mă rog, are 23 de ani, deci loc de creștere senzațional. Îmi pare rău să o spun, trebuie să o spun dacă vrem să, să spunem lucrurilor pe nume. Ovidiu inclusiv asta are, cum să spun, pe, pe CV ca o bilă neagră. Faptul că l-a pierdut pe acest jucător. El a jucat foarte bine, el a fost decisiv de când a intrat pentru meciurile câștigate cu Botoșan și cu Voluntari, el practic l-a câștigat, însă cumva în meciul cu Farul, când l-a scos atunci de pe teren, dacă vă aduceți aminte, deși el nu era accident, nu avea nicio problemă, reușea un meci bun, deși Dinamo a pierdut, din acel moment Denis Politic s-a stins pentru Dinamo. E bine, Kopitch a reușit să îl, să-i reaprinde lumina lui Politic, să-l facă din nou jucătorul care este, a reușit inclusiv să, să-l învie pe Abdallah, în care nu știu dacă mai credea cineva. Deci tot creditul lui, lui Kopitch. Ai mai vorbit cu Ovidiu Burcă de când a plecat la Dinamo? Mai știi ceva despre el din acest punct de vedere? Nu, eu n-am vorbit practic sau niciodată. Sau n-ai vorbit nici când era la Dinamo? Ovidiu. Nu, n-am vorbit niciodată, decât am schimbam din când în când mesaje pe, pe WhatsApp. Am renunțat să, să, să fac asta, să comunic cu el în momentul în care Ovidiu mi-a vorbit despre principii, când era vorba despre, știți bine, despre fiul acționarului atunci, Claudiu Florică, care trebuia să joace, așa cum a jucat peste tot pe unde tatălui a investit. Ovidiu mi-a vorbit că este, mi-a spus că este exclus așa ceva, că el nu antrenează nepotisme și că renunță la orice altceva în viață, inclusiv în viața lui personală, dar niciodată la principii. Ori bine, după ce mi-a transmis asta, după ce eu l-am transmis acest lucru mai departe suporterilor lui Dinamo, Ovidiu a început să renunțe la principii într-un mod flagrant și, cum să spun, n-am mai avut încredere în ceea ce spune Ovidiu și n-am mai simțit nevoia să, să comunic cu el. Daniel, are Dinamo în acest moment lot cu care să spere la salvarea directă sau e prea mult deja? Nu, deloc. Deloc nu e prea mult. Oameni buni, Dinamo a făcut un meci bun, convingător inclusiv cu Rapid. Acolo Dinamo a pierdut grație investițiilor majore făcute de domnul Șucu. Te apreciez din ce în ce mai mult. Burmaz gol, da? Burmaz gol în minutul 90. Dinamo nu merita să piardă acel gol. Ești de acord cu mine, Robert, când spune că Dinamo am și spus-o. A jucat foarte și bine? Am spus-o chiar săptămâna trecută, singurele echipe, pentru că Rapidul, chiar dacă are maxim de puncte, ca joc în primele trei etape nu convingeau. Și am spus la momentul respectiv că singurele echipe care au ieșit mai bine din pauza de iarnă sunt FCSB-ul și Dinamo. Perfect, Robert. Perfect. Asta trebuie să facem, să fim onești. Vezi, ușor, ușor ne împrietenim și trimiți și un tricou cu Dinamo. Ce vă dați voi calde, dar Dinamo curat nu se mai joacă în ăsta. Nu te-am considerat altfel decât un prieten. Asta spun că Dinamo a făcut un meci bun și convingător. Da, bravo, da. Nu anul ăsta. Oricum, oricum, scuze-mă, Daniel, tu ai mulți prieteni rapidi și cu, și cu Florin Mania mergi prin avioane, așa că nu e nicio problemă. Din punctul ăsta de vedere, ești acolo. Sigur că da. Trebuie să ne bucurăm de, de fotbalul ăsta pe care îl iubim cu toții din copilărie. Noi, cei implicați în fotbal ca domnul Stochiță, Robert, care l-a și jucat, noi, Cristi, ca jurnaliști. Vivi, care a jucat avem, Champions avem, League. Avem norocul de a fi și plătiți, ca să zic așa, de a face lucrul ăsta pe care îl facem cu toții cu bucurie.
de când eram copii. Deci asta spuneam, că Dinamo a avut un meci bun cu Rapid, Dinamo a făcut un meci la fel de bun și la FCU, deși l-a pierdut, însă dacă intra bara aia lui Gregorio, ar fi obținut un rezultat pozitiv și de acolo. Apoi au venit meciurile cu Faru, campioana, pe care Dinamo nu a lăsat să joace absolut deloc. Și meciul cu Oțelul, care a confirmat că nu a fost doar un accident cu campioana, cu Faru. Și acum e normal să mergi cu încredere la CFR, e normal să te gândești că Dinamo are șanse să se salveze chiar direct după jumătățirea punctelor. Tot ce trebuie să facă Dinamo este să-și vadă în continuare de joc, să continuă să crească în joc și să câștige play-out-ul. Play-out care, cum să spun, vor oferi un război, pur și simplu, între patru privați și șase echipe, cel mai probabil, ale primăriilor, deci finanțate de stat. Un dezechilibru aici. O problemă a noastră despre care poate ar fi bine să mai discutăm. Da, aici te contrazic puțin, pentru că dacă ar dispărea susținerea primăriilor, cred că fotbalul românesc ar intra în colaps. Dar de ce nu ne gândim noi, Robert, să facem un management de așa natură încât să atragem investitorii în fenomen? Păi uite-te, îți răspund, scuză-mă că te întrerup, îți răspund repede ce mi-a trecut prin cap acum. Cât s-a chinuit Dinamo, care nu putem compara ca brand, ca istorie, ca absolut nimic, cu echipe susținute de primării, da? Chiar dacă unele dintre ele, primele echipe la unele cluburi se autofinanțează. Aici e cazul Voluntariului. Nu poți compara, uite, Dinamo cât a căutat niște investitori privați. În ce situație a fost Dinamo ajungând în era Cota Zero sau cum îl chema pe domnul respectiv, să închidă ochii și să creadă că a descălecat prințul din peninsula iberică, călare pe ciolanul de Hamon. Și să accepte așa și vorbind de Dinamo, atenție, unul dintre brandurile mari ale fotbalului românesc. Sigur că da, Robert, dar nu trebuie să omitem motivul pentru care Dinamo a ajuns în situația despre care tu vorbești. Vorbim tot despre management deficitar. Da, dar nu de bani publici, și vorbim de investitori privați și vorbim de Dinamo care la momentul respectiv, cu scuzele de rigoare, putea fi luată pe bani de nimic. Am înțeles, Robert, însă nu acolo cred că vrem să ne îndreptăm, ci pentru un fotbal susținut exact cum este susținut afară, unde cu toții tindem, în fotbalul civilizat și puternic, de către privați, și atunci trebuie printr-un management, printr-o, cum să spun, o mai mare atenție și un mai mare sprijin chiar din partea federației pentru o legiferare care să permită și să facă mai atractiv fenomenul pentru investitori. Să ne întoarcem înapoi la fotbal susținut de stat. Este nesustenabil, bar este chiar, cum să spun, periculos, pentru că știți bine că în competițiile mari de afară din Europa nu prea se e agreată ideea asta a cluburilor susținute de stat. Și asta cred că trebuie să facem cu toții, să găsim cumva soluții și federația și conducătorii de cluburi și noi cu toții, cei din presă, să facem fotbalul ăsta, fenomenul ăsta mai atractiv pentru investitori, ca aceștia să vină, să dorească să investească și să ducă cluburile la un alt nivel. Daniel, îți dau exemplu, uite, îți dau exemplu de cum statul va ajuta Dinamo. Investește 170 de milioane de euro într-un stadion care va fi pus la dispoziția lui Dinamo. A clubului okay, sportiv, nu a echipei de fotbal. Păi da, dar va juca Dinamo acolo. Da, da. E ok, acum e ok. Spre deosebire de Ploiești, unde stadionul a fost făcut din banii comunității. Vivi, stai un pic. Banii comunității sunt doar o parte. Cum? Primăria Ploiești nu. Și toate primăriile primesc bani, inclusiv de la guvern. De da, la, dar din, la bugetul primăriei a fost făcut pe CNI. Adică, tu ce mi-ai spus mie acum este practic
că am plătit cu toții la, la Ploiești, cum vom plăti cu toții, cum am plătit cu toții pentru Ghencea și cum vom plăti cu toții pentru... Au fost făcut pentru... din fondurile primăriei și din credite la Ploiești. Aici se fac pe CNI 170 de milioane de euro banii statului. E ok că s-au construit stadioane, dar uite, toate echipele, uite, Steaua. Da, tu crezi că vreo entitate sportivă este dăm voie să nu cred că nu a, cum să spun, nu a fost niciun leu venit de la primărie pentru puțin logistic. Nu se pentru poate să scoți primăria cu totul din asta care primește bani. Crede-mă că eram consilier primar pe probleme de sport și m-am implicat de la caietul de sarcini până la construcția stadionului, până la deci toți banii au fost de la comunitate. Acum am înțeles. Am înțeles, uite, nu vreau să te contrazic, de dragul de a te contrazice. Felicit în cazul ăsta primăria din Ploiești, da, care a reușit acest lucru, fără să ia din banii, cum să spun, tuturor românilor. În aceeași perioadă s-a construit și Cluj Arena, unde Cluj Arena a avut ajutor din partea guvernului de vreo 7-8 milioane sau 10 milioane de euro, ceva de genul ăsta. Una e Cluj, alta e Ploiești. Da, dar bine, la noi a costat 17-18 milioane tot stadionul, cel preferător să ne dea. Știu, că și capacitate și... Păi da, dar capacitate este dublă la raportat Cluj, la capacitate, preț la mult, mult mai bine ori la Ploiești. Apropo, Daniel, de investiție privată, ce spui, uite, Andrei Niculescu a fost în direct cu noi la începutul emisiunii și acum vreo 30 de minute a postat un material pe Facebook, pe pagina lui de Facebook. S-a împlinit exact un an de când el și Eugen Voicu au semnat actele și au preluat pachetul majoritar la Dinamo și spune Andrei Niculescu la un moment dat că foarte mulți apropiați l-au întrebat de ce Andrei, pentru ce, și îți dai seama că Andrei Niculescu a dat un răspuns sentimental pentru Dinamo și pentru fenomenul excepțional numit Dinamo. Cum vezi tu acest an cu Andrei Niculescu și cu Eugen Voicu? Tu ca fan dinamovist. Da. Vă dați voi seama, s-au trezit domnul Voicu, căruia nici nu-i plăcea fotbalul, domnia sa a recunoscut asta, a dezvăluit, nu a recunoscut. Și Andrei Niculescu, care a fost inclusiv pe la Rapid, s-au trezit eu într-o dimineață așa cu o dragoste teribilă pentru Dinamo și au zis, domnule, noi din momentul ăsta chiar nu putem trăi dacă nu salvăm Dinamo. Nu. Haideți să fim sinceri. E normal ca răspunsul să fie diplomatic, e normal să vrea să-i câștige pe suporterii dinamoviști, însă eu tot le spun asta și parcă nu înțeleg. Dacă vor să facă asta, trebuie să fie doar onești și să respecte clubul și suporterii. Nu să mintă, nu să manipuleze, nu să încerce să-i câștige cu tot felul de brizuri, inclusiv... Da, dar oricum cred că va câștiga cu campania de transferuri, Daniel, va câștiga pe unii dintre voi campania de transferuri și cu aducea lui Copiș, care până la urmă Copiș este exact omul care vă spun poate salva. Păi da, dar stai că acum chiar exact vreau să... asta spun, asta face parte din a respecta clubul și pe suporter. Nu e nevoie de declarații din astea, cum să spun, cu brizuri, ci să facă ceea ce trebuie să facă un investitor, un acționar al lui Dinamo. Da, crezi, ai spus să se ridice și îi va câștiga, îi are deja pe suporterii aproape de club. Pune-mi, te rog frumos, că ai amintit de acționari și de astea, de acțiunile astea de marketing. Cum vezi gestul antrenorului la meciul de la Constanța și meciul de aseară cu în primul meci cu banderola aia de capitan de echipă și în al doilea meci cu o eșarfă cu semnele clubului. Aici nu vorbim cam de același lucru? Nu. Este diferit. Unul dintre joburile antrenorului, ca să zic așa, și este foarte important, este acela de a-i face, de a-i pregăti psihic pentru fiecare meci. Păi cu ce? Cu banderola pe mână? La asta mă refer. Exact. Banderola aia pe mână îi are pe cei doi câini. Exact acela este mesajul. Pentru asta trebuie să luptăm cu toții. Daniel, tot un briz dispare și asta. Dacă îi întreb pe străini ăștia de la Dinamo, sunt sigur. Dacă îi întreb, 80% dintre ei nu știu cine a fost Cătălin Hâldan. Hai, serios acum, vorbim că ăia suferă, că văd doi câini pe emblemă și pentru unii cu capitan.
Nu, nu aici e serios, tu ești un om inteligent, Robert, și le știi mai bine ca mine astea. Adică tu crezi, sigur, că dacă și-au pus... Tu, indiferent cât de inteligent suntem, nu am fost în vestiar și nu participăm la discuțiile lor în grup acolo, între copii și... și... Nu poți să-i faci pe, pe, să-i conectezi pe jucători la, la meciuri și la intensitatea pe care trebuie să o aibă și la agresivitatea de care e nevoie, mai ales când te lupți pentru evitarea retrogradării, dacă nu lucrezi și psihic. Eu sunt convins că croatul nostru știe și acoperă foarte bine inclusiv această zonă. Și uite că funcționează, Robert. Funcționează. Ei sunt foarte bine psihic, Robert. Uitați-vă la Abdala, uitați-vă la Politic, care dau un randament extraordinar acolo unde trebuie să dea randament în atac, dar care fac atât de bine faza de, de apărare. Deci risipa de energie, mai ales în acest sistem 3-4-3, este uriașă și face ca la final, ca la finalul jocurilor copii să, să le zică au jucat fantastic. Și tu crezi că asta, deci vine asta, că latră câine aia după banderola, după brațul lui Copici și îi motivează? Asta este doar o picătură în oceanul pe care, cum să spun, Copici îl folosește pentru a le spăla creierele, dar într-un mod, într-un mod pozitiv. Funcționează lucrurile la, la Dinamo, Robert. Și fiecare bucuție, fiecare lucru are însemnătatea lui în, în marele tablou. Așa putem spune și despre venirea lui Mircea Lucescu, că este doar pentru imagine, să, să ce, să capteze, să-i atragă, să le arate suporterilor din Dinamo. Și uite, bă, că vin, fac și eu ceva, nu? Nu, contează inclusiv acel lucru și sper să vină și înaintea deplasării de la CFR. Asta vreau să te întreb. Luce, dar Dinamo, crezi în implicarea financiară alături de Ion Țiriac, a domnul Lucescu, că ai văzut, declară și domnul Rednic, un alt mare dinamovist, declară ceva după, după meciul UTEI de la Voluntari. Nu cred, mi-aș dori eu. Nu cred, mi-aș dori implicarea domnului Mircea Lucescu și nu cred pentru faptul că Dinamo este într-o situație dificilă. Dinamo este în continuare pe locul 15. Vorbim despre un antrenor cu o carieră uriașă în spate, un antrenor emblematic în lume. Este, cred că, cel mai titat, dacă nu cumva după Sir Alex Ferguson. Alex Ferguson, deci la nivel mondial este recunoscut Mircea Lucescu. Și după o carieră în care a muncit extraordinar ca să obține acele trofee și acele rezultate și recunoașterea de care se bucură, să vii să ți-o riști cu o retrogradare eventuală a lui Dinamo, mă îndoiesc că îi putem cere asta, onest vorbind, lui, lui Mircea Lucescu. Însă, dacă acționarii fac ceea ce trebuie și deschid clubul în loc să-l închidă către investitori și lui Mircea Lucescu, deci în primul rând te salvezi, apoi lui Mircea Lucescu ești capabil să-i pui un buget considerabil, așa cum ar merita, pe mână, sunt convins că Mircea Lucescu nu va spune nu lui Dinamo, că va veni. O ultimă întrebare, Daniel, cu mulțumiri pentru dialog. Poate Dinamo să vină cu punct sau cu puncte de la Cluj? Sigur că da și cred că o va face. Vom vedea cu toții ce înseamnă psihicul, care poate face efectiv minuni. Dar este jocul care, care convinge, este antrenorul care știe să citească foarte bine adversarii, este, sunt jucătorii ăștia care s-au integrat extraordinar de repede, care au venit cu un plus, așa cum era normal să vină și managerial, în momentul în care aduci jucătorii, trebuie să vină cu un plus, mai ales dacă sunt străini. Nu văd de ce nu, aveți, nu aveți un adversar, aveți un adversar important. Este și Mutu, e și CFR-ul, da, și nu jucați asta singur. Asta vreau să spun, este sport, cineva trebuie să piardă, s-ar putea să piardă Dinamo. Eu aș fi mulțumit doar și cu un, un punct de acolo. Altfel sperăm cu toții la un meci frumos, un meci la fel de încrâncenat ca cele pe care le-a jucat Dinamo în ultimele etape. Nu văd, sunt convins că Dinamo va, va opune acolo o, o poziție crâncenă. Este Dinamo, sper ca cei de la Cluj să ofere cât mai multe bilete pentru a avea atmosferă frumoasă și, și în tribune. Vedem am, ce va am fi. Încredere. Vineri am seara ora 20. Și nu vreau să vorbim despre un eventual duș rece. Am înțeles. Mai folosim fără dușuri cu gheață.
chiar dacă ieșim din iarnă. Fără deșurcul. Mulțumim mult de tot, Daniel, și o zi bună. Și eu, Cristi, vă mulțumesc. Numai bine. Numai